Hei, salutare! Și bine ați venit la un nou episod de sezon! Da, din păcate și din fericire, depinde cum o priviți, iarna se apropie și cu ocazia asta trebuie să ne pregătim și noi ăștia, iubitorii de mașini. Personal, cred că fiecare sezon are frumusețea sa aparte, dar pentru șofer, iarna aduce foarte multe dificultăți. Anvelope schimbate, baterii moarte, iale înghețate, mașini înzăpezite și probabil ceea ce îmi displace mie cel mai mult, parbrizul veșnic murdar. Cu toții cred că am ajuns în spatele unui camion, inclusiv șoferii de camion, care îți aruncă pe parbriz toată mizeria de pe șosea și ești nevoit să speli parbrizul în continuu. Mai grav este când soluția îngheață și ești nevoit să speli parbrizul cu ce prinzi la mână. Gata, găsești o sticlă de Sprite în mașină și te gândești că e o idee bună. Ei, nu e. Am încercat. În episodul de astăzi, aș vrea să vă fac iarna mai ușoară. Să nu fiți nevoiți să vă spălați parbrizul cu Sprite. Dimpotrivă, aș vrea să vă ajut să alegeți o soluție bună pentru spălat parbrizul. Ca să determinăm care este superioară, am stabilit câteva teste simple, cum ar fi punctul de înghețare a soluției, capacitatea soluției de degivrare, prevenirea zgomotului produs de ștergătoare și efectele asupra elementelor cromate și a vopselei. Am ales 4 soluții cumpărate de la 4 supermarketuri la care majoritatea persoanelor au acces: Dedeman, Auchan, Kaufland și Lidl. Știu că sunt mult mai multe sortimente disponibile pe piață, dar pentru episodul de astăzi o să vedem ce oferă acestea și într-un viitor episod vom testa și altele. Haideți să începem cu produsul oferit de Kaufland, Jet Expert, care rezistă la cea mai mică temperatură, adică minus 30 de grade, dar este și cel mai scump, la 35 de lei. Acesta este aproape incolor, doar cu o slabă tentă de culoare albastră. În ingrediente găsim etanol, adică alcoolul simplu etilic, propantriol, adică glicerina, agenți tensioactivi care mai sunt prezenți de obicei în detergenți și săpunuri, și colorant. Conform prezentării, această soluție previne reînghețarea parbrizului. Produsul oferit de Lidl, W5, este prezentat a fi o soluție care rezistă la minus 20 de grade și poate fi folosită pentru degivrarea parbrizului. Acesta costă 20 de lei și conține etanol, etilen glicol, care se mai numește și glicol și este folosit la fabricarea antigelului, agenți tensioactivi, benzoat de denatoniu, care este un compus chimic foarte amar și de obicei este folosit în diverse soluții chimice pentru a preveni ingerarea lor. Acest produs mai conține și apă demineralizată și parfum. Nu-i Coco Chanel, dar miroase bine. Dacă uiți să te dai cu parfum acasă, poți să-ți dai un jet și ești aranjat. Produsul oferit de Dedeman costă 15 lei și are o nuanță albastră mai puternică decât cele menționate anterior. Acesta rezistă până la minus 20 de grade și conține etanol, agenți tensioactivi, benzoat de denatoniu să nu-l poți bea, colorant și parfum, dar parcă nu miroase așa bine ca celălalt. Pe ambalaj, producătorul menționează că acesta formează un strat hidrofob care ajută la înlăturarea apei de pe parbriz. Ultimul produs, tot la 15 lei, este oferit de Auchan, care are o culoare albastră foarte pronunțată. Acesta conține etanol, agenți tensioactivi, colorant și parfum, deși eu n-am simțit vreun miros. Și cam atât. Asta e tot. Începem prin testarea punctului de înghețare. O să verificăm acest aspect cu ajutorul unui refractometru, care ne indică punctul de înghețare în partea dreaptă. Având în vedere că astăzi o să testăm soluții pe bază de etanol, o să ne uităm la scara din stânga, deoarece scara din dreapta, marcată SRF1, este destinată soluțiilor pe bază de alcool izopropilic. Începem cu soluția de la Dedeman. Putem vedea că aceasta are punctul de înghețare la puțin sub minus 20 de grade. În continuare, să vedem soluția de la Auchan. Aceasta are punctul de înghețare cu o idee mai mic decât cea de la Dedeman, tot în jur de minus 20 de grade. Mergem mai departe la Jet Expert de la Kaufland, care ne este indicat că îngheață la aproape minus 40 de grade. Wow! Cu 10 grade mai puțin decât ceea ce e menționat pe etichetă. Ultima soluție testată este W5 de la Lidl. Conform refractometrului, temperatura de înghețare este puțin peste minus 25 de grade. Bun, haideți să le băgăm acum în congelator să vedem ce se întâmplă. Prima verificare o facem la aproximativ minus 20 de grade, unde putem vedea că acestea încă nu au înghețat și se țin bine.
Următoarea verificare, la minus 24 de grade, scuzați-mi chelia, putem vedea că toate soluțiile mai puțin Jet Expert s-au transformat într-un gel. Ultima verificare, la minus 31 de grade, avem același rezultat, soluția de la Kaufland fiind singura care a mai rămas lichidă. Celelalte nu au înghețat complet, dar sunt neutilizabile. În următorul test, încercăm să determinăm capacitatea soluțiilor de degivrare a parbrizului. În opinia mea, nu este o idee prea bună să îndepărtăm gheața de pe parbriz cu ștergătoarele și cu soluțiile de genul acesta, deoarece ele nu topesc gheața suficient de repede încât să nu deterioreze lamela ștergătoarelor. 4 bucăți de plexiglas au fost pulverizate cu apă și lăsate la congelator pentru a îngheța, după care le-am pulverizat cu soluția testată și vom vedea cât de repede topește aceasta gheața. Prima este soluția de la Detemann, care nu s-a descurcat prea bine și nu a prea topit gheața. A doua este soluția de la Auchan, care nici aceasta nu s-a descurcat atât de bine. În continuare încercăm același lucru cu soluția de la Kaufland. Deși nu a topit nici aceasta toată gheața, s-a descurcat mult mai bine decât cele anterioare. Să vedem și soluția de la Lidl. Aceasta a avut un rezultat mai slab decât soluția de la Kaufland, dar a fost mai bună decât cea de la Detemann și cea de la Auchan. Un clasament ar sta în felul următor. Pe primul loc Kaufland, pe locul 2 Lidl, pe locul 3 Detemann și pe ultimul loc Auchan. Înainte de acest test, am încercat să văd dacă aceste soluții sunt capabile să topească și bucăți mai mari de gheață, mai exact 8 ml de apă lăsate la înghețat. Dar nu pot spune că una a fost mai bună decât cealaltă, deoarece toate au avut nevoie de foarte mult timp să dizolve această cantitate de gheață, deși am impresia că aceasta s-a dezghețat mai degrabă de la temperatura mediului ambiental. În următorul test, încercăm să determinăm dacă aceste soluții cauzează zgomote enervante a ștergătoarelor de parbriz. Voi pune aproximativ 200 de ml de soluție în vas și apoi voi spăla parbrizul cu fiecare. Prima este soluția de la Detemann. Aceasta cauzează puțin zgomot și nu am observat nicio îmbunătățire la îndepărtarea apei pe cum este menționat pe etichetă. A doua este soluția de la Auchan. Aceasta cauzează puțin mai mult zgomot decât cea de la Detemann. A treia soluție este cea de la Kaufland și aceasta cauzează la fel de mult zgomot precum cea de la Auchan. Ultima soluție este cea de la Lidl. Aceasta cauzează mai puțin zgomot decât cea de la Auchan și Kaufland, dar mai mult decât cea de la Detemann. În ultimul test vom verifica cum afectează aceste soluții elementele cromate și vopseaua mașinilor. Hai să începem cu vopseaua. Am spălat capota mașinii și am lăsat-o să se usuce, iar după ce a fost perfect uscată, am pulverizat soluții în zonele marcate cu bandă și le-am lăsat la uscat aproximativ 12 ore. Începem din partea dreaptă unde avem soluția de la Lidl. Aceasta nu a lăsat urme foarte vizibile, doar o urmă pe unde s-a scurs excesul, care este foarte uleioasă, dar probabil că asta provine din dizolvarea adezivului de pe bandă. Mai departe, soluția de la Kaufland nu a lăsat nici ea nicio urmă vizibilă. Următoarea este soluția de la Auchan, care a lăsat urme albastre pe vopsea. Din fericire, acestea pot fi îndepărtate prin spălare după 12 ore. Ultima este soluția de la Detemann, care a lăsat cele mai multe pete albicioase pe vopsea. Din fericire, și acestea pot fi îndepărtate prin spălare după 12 ore. Nu știu ce se întâmplă dacă le lăsați mai mult, bineînțeles. Acum, haideți să vedem cum afectează aceste soluții elementele decorative cromate. 4 elemente au fost introduse în soluții și lăsate 12 ore la temperatura mediului ambiental, adică 7-8 grade Celsius. După 12 ore, aoleu, șoc și groază. 3 dintre soluții au distrus cromul de pe această piesă. Singura care nu a afectat piesa este soluția de la Detemann. În concluzie, am făcut și un tabel pentru compararea mai ușoară a datelor. Puteți pune pe pauză dacă doriți. Sper să vă fie de folos acest test și să vă fac alegerea mai ușoară.
Toate soluțiile au avantaje și dezavantaje. Înainte să dețin acest canal de YouTube, am mai testat soluții din supermarketuri și aproximativ 80% aveau punctul de îngheț la minus 5 grade, deși pe etichetă scria minus 20, minus 30. Am fost plăcut surprins să văd că acestea chiar rezistă la aceste temperaturi. Dacă v-a plăcut episodul, dați un like și, bineînțeles, părerile voastre să le lăsați în secțiunea de comentarii, pentru că tot timpul sunt binevenite. Până data viitoare, vă doresc drumuri bune și o zi faină. Pa, pa!